Începe, prieten, jocul pentru vilă cu duelul dintre Ion Surdu la faimoși Cristi Dumitrache la războinici. Succes! 3, 2, 1... Rapid! Mișcă prima stea, ajung la sferă. Cea de-a treia stea pentru Cristi și Ion. Cele două elemente care trebuie depășite. Urmează balansoarul care ridică poarta. Eliberează drumul către topogan. Mic avans pentru Ion Surdu. Intră în mol, iese primul Ion. Se târăște diferit Cristi Dumitrache. Primul care termină traseul este Ion Surdu și începe aruncările pe lângă de Ion. A doua aruncare este bună, începe și Cristi. Să vedem. N-avem nicio minge introdusă până în acest moment. Moale e mai bine. 4 bile la Ion. Să vedem, o bilă la Cristi. Și termină Ion. 5 mingi înăuntru și doar una singură la Cristi. Scorul 1-0 în favoarea faimoșilor în jocul pentru vilă. Da, Iurea, că trebuie să dai mult mai încet. Nu trebuie să dai tare, nu? Nu trebuie să dai tare deloc. Dai tare în cea de aici, că cu cea Mihai. Aruncarea lovitura lui Mihai. Încearcă tare. Hai, să ținem tot așa. Haide, hai că mai e un pic. Acum, Giubi? Portativ. Nu, e curațile la portativ. Da, curațile la portativ, la băieții. Da. Da, să se învățe, să fie calm. Da. A dat 3-4 mai tari și după aia s-a legat. Dar nu, altceva îți dai calm, nu trebuie să te grăbești. Dar sunt ucis și asta, da. Trebuie mult mai încet că se lovește în buzdar. Încerci să abordezi care este cea mai bună variantă, știi? Trebuie să le încerci să vezi care te avantajează pe tine. Deci, poți să dai unde începe, să cadă odată. Știi? Doar începe, după aia se duce singur. Da. Vedem. Oricum și prima, dacă nu o câștigi, să înveți ceva din ei, știi? Da. A doua deja să dai bine. Și tare nu merge, dă-te un tare, o să sari lângă ori. Da, tare, sare ori pe lângă ori, exact. Ea pe există sau nu știu. Dacă trebuie tretare. Da. Da. Ați regrezi după aceea. Deci că dacă zice încerci, mergi încerci și care fiți lângă ori. 1-0 conduc faimoșii în jocul pentru vila. La start se află băieții, îi vom vedea concurând chiar acum pe Andrei Boțoacă la faimoși, Gabriel Nedelcu la războinici. Succes! 3, 2, 1... Primul punct pentru faimoși adus de Ion Surdu, care se află acum alături de Giubi. Lângă Gabi, așa cum cred că v-ați obișnuit, se află Mihai. Să vedem plasa. Iese un pic mai repede Giubi de acolo. Încearcă să recupereze în mol pe acea desprindere Gabi Nedelcu. Iese aproape în același timp, mic avans pentru Giubi. Vă reamintesc, sunt 5 mingi care trebuie introduse în acel coș. Începe cu o mică eroare. N-avem nicio minge, dar un pic cam tare din punctul meu de vedere. Iată și la Gabi și la Giubi aceeași situație. Să vedem, nu intră nicio minge. Trebuie mult mai moale aruncarea. Cred că la Gabi e ok, dar acum a fost ok. Îi vine mingea înapoi, conduce Gabi cu 1-0. Reintră în poziție Giubi.
Moale Giubi de această dată și punctează. Moale și Gabi, avem două mingi roșii, două mingi albastre, trei mingi albastre, trei mingi roșii, egalitate, 3-3 în acest moment. Sare mingea lui Gabi, mai intră o minge albastră, intră o minge roșie, Gabi sau Giubi. Este punct pentru Gabriel Nedelcu. 5-4, victorie pentru războinic și scorul devine egal, este 1-1. Ce final frumos, bravo Giubi, bravo Gabi. Bă, dar trebuia să ziceți, mă, că am zis câte are și nu mi-a zis. Am zis, bă, da, ți-am zis. Ți-am zis, să știi. Și la ultima, ți-am zis, hai că mai e una. Și el avea una și toată. Eu știu câte mai aveam, în pana mea, zici câte are el, nu câte am eu. Man, a țipat Costin, mai era una. A țipat, a țipat mâna și mult, mai ce vreau. Băi, ce mi-a ieșit ăsta, mă? Bine că l-ai găsit. Da, păi mi-a ieșit. Am simțit că mă aniese. Dar strânge-l mai tare. L-am strâns cât de tare am putut. Ești prea tare că după aia mă jenează. Uite, frumos. Am părut curat. Păi, și eu. Și nu mi-a venit nici în ochi. Decât aici puțin în față. Stai roșii? Da, da. Hai. Nu mă, fai moșii. Fai moșii! Ce? I-am zis cum? Păi... Vino încă, vino jos. Trebuie dată mai încet. Nu trebuie dată mai. Da? Bine, trebuie dată puțin mai încet, dar... Nu știu că mi-a strâns trei bile după gaură. Păi da, trebuie să-i dai să sară așa, știi, trebuie să-l dai cu boltă. Că dacă nu-i dai cu boltă... Dacă nu-i dai cu boltă, ai văzut să duce prea tare. Să duce tare, dar știi, ți-a strâns după gaură două, trei. Păi da, și asta zic, trebuie să-i dai cu boltă. Scorul în jocul pentru Vila. Două meciuri ale băieților foarte frumoase. Să vedem cum va fi acesta care îi aduce la start pe Costin Gheorghe și Mihai Berar. Succes! 3, 2, 1. Este ultimul meci al băieților din prima rundă. Deja intră de foarte multe ori pe traseu, pe durata unui joc. Mic avans pentru Mihai Berar, care a împins cu multă putere încercând să câștige pe acea porțiune. Mihai a zis că dacă pierd Vila astăzi, își rade mustața. Giubi în replică a zis că dacă pierd faimoșii, își rade barba. Deocamdată ne concentrăm la joc. Primul care iese este Costin, deși a plecat mult mai rapid Mihai. Răsturnare de situație, începe să arunce foarte bine, punctează Costin, deja conduce cu 2-0, dă perfect Costin, 3-3, incredibil, să vedem, n-am avut până acum așa ceva, 4-4 Costin, să vedem, 5-5, extraordinar, 5-5 Costin Gheorghe, 100%, 2-1 în favoarea faimoșilor. Eu zic să te pui pe cap, ai văzut ce bine m-a ajutat pe mine. Și bine, acolo tu stai, te duci și stai pe coate. Deci te duci așa, dar să nu dai tare, că ai văzut că se lovește pulta. Îi dai cu, oarecum cu boltă. Da, cu dau de aici. Uite, a încercat el și ai văzut că nu. Dacă dai așa, nu e prea tare. Dai prea tare. De aici și trebuie să dai oarecum cu boltă să cadă fix pe mici pe cap. Știi? Și ea se duce să se bată așa. Hai cu mine, hai. Deci, ca să nu cumva să-l vezi imaginea asta. Exact, dar tu stai la bar, nu te pleca.
Că văd ăștia. Dacă tu stai aplecat la bază, mă dai acolo. Și e ușor de dat. Hai, hai că... Că avem treabă. Hai. Ultimul meci al primei runde aduce fetele la start, moment în care echipa roșie se află în avantaj. Conduce cu 2-1. Le vom vedea pe traseu, gata să intre în nămol pe Andrei Arsine și singura fată de la Războinici, Nicoleta Luncă. Succes! 3, 2, 1... Prima stea, foarte bine merg cele două fete, mic avans pentru Andrei Arsine. Andrei Arsine, care a trecut aici la Exaton România 2019 prin două dueluri de infart. Unul cu Mirela Spridon și unul cu Andreea Zaragiu. Ambele câștigate în decisiv, ambele câștigate la ultima minge. Deosebirea doar că în duelul cu Mirela, mingea a fost mai mare, iar în duelul cu Andreea Zaragiu a fost o minge mai mică de dimensiunile celei pe care o va folosi în final. Iese prima, așadar, Andreea Arsine, iese și Nicoleta. Să vedem, începe, dă în masă Andreea Arsine de două ori, ajunge și Nicoleta. Ratează Nicoleta, direcția e bună la ambele fete, dar intensitatea puntează odată Nicoleta, ratează Nico, ratează și Andrei Arsine. Până la urmă intră o minge, e 1-1 în acest moment. Ne pregătim de un final extrem de interesant între cele două fete. Avem două mingi roșii, 2-1 conduce Arsine. Nu dă rău Nico, dar sare mingea de fiecare dată. Dă în masă de două ori la rând din nou Andreea. Ratează și Nicoleta. Mai are câteva mingi, la fete sunt 10 mingi în acea lădiță. Aruncare bună pentru Andreea Arsine. 3-1 în acest moment, mai dă Arsine. Sare mingea la fel ca la Nicoleta, așadar 3 mingi roșii pentru Arsine. O minge pentru Luncă. Dă în masă Nicoleta. Din nou ratează Nico, ratează și Arsine punctează Nico. Să vedem, 3-3 acum, 3-3, foarte frumos final, e nevoie de multă răbdare. Ratează și Andreea, ratează și Nico. Vă reamintesc, 3-3, două mingi trebuie să mai introducă dacă vor să câștige punctul. Să vedem, mai punctează Nico odată, 4-4 acum, să vedem al cui va fi punctul final. Este punct pentru Nicoleta Luncă. Ce final frumos oferit de Andreea și Nico. Felicitări fetelor. Punct pentru Nicoleta Luncă și scorul primei runde este egal. Este 2-2. Tine? Da. Ies eu? Da, mă, dă-i! Curic! Foarte condusă și foarte ușor. Ideea e numai să prinzi masa, că automat la ce distanță suntem, să duce din inerție. Și acolo numai să duci, bam, că dacă dai prea tare, îți sare și peste și înapoi. Vine. Știi? Da. Pe ce te concentrezi, pe gaură sau pe margine? Eu m-am concentrat pe margine. Să dau pe masă. Să dau unde? Bun. Nu pe gaură. Uite-mi să fie dat. Cristi. Era punct de lot ăsta. Deci a dat în margine. Uite puțin unde. Aia nu era lovită deloc, da, de niciunul de la noi. Uite câte darea de de murdărit are. Pentru că ea nici măcar nu dădea. Da. Tu dădeai, dar țărea. Da. Mai ușor. Da, s-au sărit 10 minci de sărit. Știu. Deci direcția era bună. Margine, da. Și la ultimele două, aruncă-le pe amândouă repede. Tu ai dat una?
Deci am așteptat. Ai așteptat? Da, ia și bagă. Da. Nu, riști. Da, nu. Nu mai de stat acolo, riști, asta e. Păi de asta am așteptat, mi s-a părut că a intrat aia și nu, când am văzut nebunchiul ăla. Două la rând, bam, bam. Bravo. Hai să ne ducem un pic în iarbare, să zicem că au decât două, trei. Știi, hai că mai are două, aia a băgat decât una. Mm-hmm. Are decât două, nu da, hai, sunt ei aici pe partea noastră și facem să fie bine. Facem să fie bine. Mi-am dat seama că câte bile aveam când m-am dus să iau mingiuțele. Am văzut că aveam pat. Da, da. Tu știi ce faci, ce mai faci greșeală? Te uite la ea, pe traseu. La plasă. Când ai intrat în plasă, te-ai uitat la ea și ți-ai ridicat capul și după aia l-ai băgat iar. Ai pierdut o secundă, două? Te duci direct, că ai ajuns-o. Dacă, da, nu știu, dacă nu te uitai, dacă nu te uitai, puțin, dacă nu te uitai la ea, ieși în același timp cu ea. Că ai ajuns-o până în mod. Începe runda a doua. Se pleacă practic de la zero, pentru că scorul este egal. Este 2-2. Băieții se află la start în acest moment. E vorba de Andrei Boțoacă și de Cristi Dumitrache. 3, 2, 1. Atât Cristi cât și Giubi au pierdut în prima rundă. Să vedem cine își va trece astăzi în palmares, în jocul pentru Vila. Prima victorie, iese mult mai rapid de acolo, Giubi. Până la ceremonie, Cristi că își dorește foarte mult să ajungă la Vila, să se odihnească, să mănânce mai bine. E dor de cina aceea plină de mâncare, cum spunea el. Iese primul Giubi, traseu foarte bun făcut de Faimos. Și va arunca primul Giubi. Prima aruncare, moale, punctează Giubi, ratează, conduce Giubi cu 1-0. Iarăși moale și iarăși intră mingea, ratează Cristi. Nu dă rău Cristi, dar cred că dă un pic cam tare. Da, mai intră o minge la Giubi. Avem 4-1 în acest moment scorul. Să vedem, Cristi trebuie să facă ceva, ratează, ca să rămână în joc, dar cred că a terminat. Termină Giubi! Foarte bine aruncă și Andrei Boțoacă și Faimoșii sunt din nou în avantaj în jocul pentru Vila. Conduc în acest moment cu 3-2. Ce nu ți este? Aruncare. Nu te concentrezi. Iar mă concentrez. Acum nu merge. Bravo, cum e? Mulți. Băi, ce mă? Da, încerc să dai mai cu bolt. Hai, dau cu bolt ăsta. Trebuie să duce în mea. Trebuie să-ți reglezi cu... Nu știu. Auzeai când îți spuneam că are mișina? Auzeai? Da. Dar știam acum când am văzut că le... Că mintea mea la prima de aia, mi-a zis asta că te dăm tare și de aia mi-a stărit de marginea aia. Și acum le dăm ușor. Și ca drept dovadă am intrat. Mă, ce mobilii la genunchi. Te-a fost aici pe genunchi? Da, da, și eu la fel. Pe tibie. Mamă, doar iar mi-am luat aici. Și nu mai stai atât de mult a plecat. Că deja ție brațul îți vine la nivelul mesei. Stai, păi de și nu stai, e bine, stai, vine bila fix pe masă. Îi dau de aici, dau jos. Și eu dau, dau bila fix pe masă. Am vins. Știi? Eu asta vreau, să vin cu mâna. Fix aici la masă, înțeleg? Să duc ea link, să-și pierde de viteză. Doi conduc faimoșii în jocul pentru Vila. Suntem pe traseul Nămolului, cum îl numesc concurenții de aici, de la Exatlon România. Costin Gheorghe versus Gabriel Nedelcu. Baftă! 3, 2, 1.
Singurul care astăzi a dat 5 din 5 este Costin Gheorghe. Are o victorie. O victorie are însă și adversarul său, Gabi Nedelcu. Balansoarul apasă cu putere ca să acționeze poarta. Foarte bine merge Costin. Mic avans. Încearcă să recupereze Gabriel pe acea porțiune, dar totuși primul care iese cu o secundă avans este Costin Gheorghe. Să vedem finalul. Ratează Costin odată, ratează și Gabriel, punctează Costin, punctează și Gabriel. Este 1-1, mai punctează Costin odată, 2-2, 3-2 în favoarea lui Gabriel. Oale Gabriel, extraordinar, 4-2. Continuă Costin, o mică eroare, a aruncat două mingi una după alta, Gabriel riscând puțin. Dă foarte bine Costin, să vedem Gabriel, 4-3 în acest moment. În continuare avans de o minge pentru Gabriel, care dacă e liniștit poate câștiga, să vedem. Ratează Gabriel, punctează până la urmă Gabriel Nedelcu, care reușește a doua victorie consecutivă și restabilește egalitatea. Este 3-3. Deci sunt 6 cu 3, 90 voci la un metru. Nu mă pot concentra, vă zic sincer. Lăsați-i pe ei să țipe. Nu caut scuză, dar asta e. Nu e prima oară care se întâmplă la 100 ore. Înseamnă că ăsta e motiv. Am ținut gura deschisă acolo. Ce nu închizi gura? Ce? Ce respiram. Da. Dar e mai bine că m-am calmat. Uite scura. Uzai? Egalitate din nou, este 3-3 în jocul pentru Vila. Suntem în runda a doua. Ion Surdu versus Mihai Berat. Succes! 3, 2, 1. Ion Surdu are o victorie în prima rundă. Mihai Berat a pierdut. Ion l-a învins pe Cristi, Mihai a pierdut în fața lui Costin, care a reușit acel final extraordinar cu 5 din 5. Avans pentru Ion, nu foarte mare. Iese primul Ion, se târăște și Mihai, va avea un număr de câteva mingi, cred că două. Ion. Începe Ion, punctează odată Ion. 2 din 2 Ion, 3 din 3 Ion, începe și Mihai. Extraordinar de Ion în continuare, dar ratează, ratează și Mihai. Avem 4 mingi la Ion, să vedem dacă termină, nu. Ratează Mihai, din nou, aruncă Mihai, nu reușește, mai are o singură minge Ion. S-a putea să fie cel mai clar final de până acum și se termină. Victorie clară, categorică pentru Ion Surdu, care își duce echipa din nou în avantaj, 4-3 în favoarea faimoșilor. Aici începe, aici începe buza și aici e primul obstacol, mic, da? Tu ideea e să vină volta, dar volta aici, că după aia se duce ușor, ușor, se duce. Trebuie să-i dai tare. Neapărat trebuie să facem două avanse. Facem.
facem pentru că suntem bine. Ultimul meci al rundei a doua, avans de un singur punct pentru Faimoși. Conduc cu 4-3, fetele se află în acest moment la start. Le vom vedea pentru prima oară concurând pe Cristina Constantinescu la Faimoși. Pentru a doua oară pe războinica Nicoleta Luncă. Succes! 3, 2, 1... Nico are o victorie muncită astăzi împotriva faimoasei Andrei Arsine, care a aruncat bine, dar Nico a aruncat și mai bine. Termină de împins elementele Nicoleta. Încearcă să câștige un mic avans, să vedem. Aterizare în mol, momentul în care se cațără pe plasă. Foarte tehnic acolo Cristina. Și iese prima, câștigă. Deși plecase foarte, foarte rapid Nicoleta Luncă. Va avea, cred că până la urmă, Cristina un avans de două aruncări. Vă reamintesc, pe acea scândură, pe acea pistă îngustă, trebuie aruncate mingi, 5 trebuie să intre în coș. Începe Nicoleta, a schimbat aruncarea Nicoleta, nu înțeleg de ce, să vedem. Începe și Cristina. Avem o mingie la Kiki și o mingie la Nicoleta, două mingi la Kiki și o mingie la Nico. Mai punctează Nico o dată, 3-2 pentru Kiki, 4-2 pentru Kiki, moale Nicoleta, sare mingea, nu vrea să intre până la urmă, 4-3. Să vedem cine va lua punctul, ratează, punctează Nico. Este 4-4 în acest moment. Kiki se concentrează, aruncă, ratează Kiki. Reintră în poziție Nico, aruncă Nico, ratează, ratează Kiki, ratează Nico. Mai are Nico o minge, moale Nico și este victorie pentru Nicoleta. Aruncă la o minge, ce final frumos a oferit Kiki și Nico, prietenie, din nou egalitate în jocul pentru vilă. Este 4-4. Când te-ai dus după mine, ia avea de dat, trebuie să aveai una de dat. Alegem eu? Cum acum? Cum e? Cine au ales? Am ales eu. Cine e mai bună? Ei aleg acum. Cine e mai bună? Nu e mai bună! Nu e mai bună, păi și tu și asta. Păi și atunci? Automatic la băieți? Da, la noi la băieți și la fete ne zicea tot automatic, dar dacă vreți și voi. Cum vreți voi. Nu, eu vreau să intru. Băi, e bine că știm ce avem de făcut, dar nu facem, știi? Da bine, mă, aia, ce vrei să fac? Am încercat, chiar am încercat și m-am uitat unde dau. Am fost calmă. Am văzut că ai fost calmă. Mă uitam unde dau. Bă, trebuie să ducem și noi pe campul, că asta e. Trebuie să ducem puncte. Nu vezi că la finalul ăsta când... Bă, de data asta o și cum de ce tu să-i dau? Îi dau de cât de aici așa. Dau în ce, frate? Nu vezi că nu mai e sare mai e pe gaură. Cristi, cum a fost cu aia aici? Așa e și cu asta. Doamne! La așa. Da, bă, de nevoie să dau cu doar sare. Ce haotic s-au dus! Dar parcă avea magnet coșul și le trăgea. Da, pentru că e normal. E normal să... Așa mi-a făcut și mie. Și ea mai o bilă mai era. Da, și a rămas la una și dacă nu vezi, aveai trei mână, ea avea două și le-a arătat pe amândouă. Și tu ai arătat două, dacă o tăiești pe a treia, nu știu ce să faci. Așa, ce faci? Se poate. Hai, tata, hai! 3 și ei! Faimoși ei! Runda a treia începe!
Iarăși o luăm de la zero pentru că este 4 la 4 în jocul pentru vila. La start se află băieții. Îi vedem pentru a treia oară pe traseu pe Costin Gheorghe și pe Cristi Dumitrache. Baftă! 3, 2, 1. Două înfrângeri Cristi Dumitrache, o victorie și o înfrângere Costin Gheorghe. Egalitate, e un traseu pe care îl controlează foarte bine din punct de vedere al detaliilor Costin. Este foarte iute. Cristi însă iese mai rapid. Cristi are zile și zile evoluții un pic oscilante, dar reușește totuși să se păstreze la un nivel ridicat. Sunt extrem de curios cum vor arăta băieții, dar și fetele în faza individuală. Începe Costin, 1 la 0. Ratează Cristi. Nu dă rău Cristi, dar nu intră nicio minge. 2 la 0 acum pentru Costin. Din nou moale Costin, 3 la 1, 4 la 1. Foarte calm Costin, lansează bine și termină Costin Gheorghe. 5 la 1, îl învinge pe Cristi, iar scorul la general devine 5 la 4 în favoarea faimoșilor. De ce stai tare? Nu pot să te controlezi. Încet, încet și cu bol. Bagi, bagi în boltă și încet. Dar nu ne îndrăm la fel de mult ca băieți. Băieții sunt la egal. Noi suntem în legal. Puneți presiune, că eu mai aveam una și la picioare și luna. Și-l dă. Îl avea băgată unul. Nu mi se dă loc ăsta. Nice.